Dragi surori, cred că fiecare dintre dumneavoastră uh, înțelegeți uh, actul special la care uh, vom lua parte în seara aceasta. Uh, Cina Domnului nu este o convenție socială sau eclesială. Adică nu este o hotărâre a noastră pe care am luat-o pentru a arăta simbolic în felul acesta moartea Domnului Isus Hristos. Nu este o convenție a noastră cina Domnului. Cina Domnului este un decret dumnezeesc lăsat de Dumnezeu prin însuși Fiul lui Isus Hristos pentru a reprezenta și pentru a ne împărtăși încă o dată din cea mai mare taină care a fost săvârșită în universul acesta. Cina Domnului nu este o opțiune pe care Dumnezeu ne-a dat-o, nu este o opțiune facultativă, cina Domnului este un sfat, un îndemn, o propunere pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, a Domnului este un decret dumnezeesc. Acele mai mari taine care a fost făcută în universul acesta. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine poate să înțeleagă de plin cum Dumnezeu încarnat a murit la cruce de la Golgota? Cine poate să înțeleagă de plin cum Fiul lui Dumnezeu a plătit toate păcatele mele și nu doar ale mele, ci ale dumneavoastră a tuturor. Și nu doar ale dumneavoastră a tuturor, ci a tuturor areșilor lui Dumnezeu de pe toată suprafața Pământului din toate timpurile. Cine poate să înțeleagă taina arătată la jertf, prin cina Domnului, săvârșită în crucea Domnului Isus Hristos, prin jerfa Domnului Isus Hristos, când Fiul lui a băut toată mânia lui Dumnezeu pe care noi o meritam pentru păcatele noastre? Cine poate să înțeleagă cum Domnul vieții a murit? Cine poate să înțeleagă cum sfințenia absolută a fost, spune Scriptura, a făcut păcat pentru noi? Nimeni nu poate să înțeleagă lucrul ăsta. Este o taină infinită. Mințele noastre vor contempla o veșnicie întreagă, lucrarea Domnului Isus Hristos, pe care astăzi o arătăm prin cina Domnului. Și în seara aceasta aș vrea să vă spun câteva cuvinte pentru dumneavoastră, preventim, așa, vaccin, și pentru cei care nu sunt în locul acesta și cărora ar trebui să le comunicăm lucrurile acestea, despre păcatul neglijării cinei Domnului. Mie niciodată nu mi s-a spus despre păcatul neglijării cinei Domnului. Dacă înțelegi că cina Domnului este un decret Dumnezeu, dacă înțelegi că cina Domnului este o reprezentare și o împărtășire în același timp, cu această mare taină a mântuirii noastre în jertfa Domnului Iisus Hristos, atunci a neglija, intenționat, neintenționat, e irrelevant, cina Domnului este un păcat. Doar dacă ești răstignit pe un pat de spital și nu poți să ieși de acolo, te, ai putea fi scuzat că nu e parte la cina Domnului. În rest nu există niciun fel de excepție. Da? Puteți să mă inventați dumneavoastră câteva, dar înțelegeți ce vreau să spun. De aceea, în seara aceasta, aș dori să ne uităm la textul din 1 Corinteni, capitolul 11, și să vedem câteva lucruri despre acest păcat al neglijării cine Domnului. Acum, 1 Corinteni, capitolul 11, nu vorbește specific despre a neglija cinea Domnului, ci despre o tratare în a cinei Domnului. O, o, raportare greșită la cinea Domnului. Diferența dintre noi și ei este că corintenii se divizau în adunare, da? Se divizau în adunare prin ceea ce făceau la cina Domnului, dar prin lipsa noastră nu facem decât același lucru prin faptul că suntem divizați. Nu? Dacă jumătate dintre noi ar sta acasă, nu e tot o divizare. Nu e tot o incapacitate de a deosebi trupul Domnului. Nu e tot o irresponsabilitate prin faptul că nu ne ducem să facem cum ne-a cerut Dumnezeu, lucruri pe care ne le-a cerut Dumnezeu. Oamenii aceștia nu apreciau jefa Domnului prin faptul că se ciorovăiau, se dezbinau, se îmbătau la cina Domnului. Iar noi nu apreciem lipsind de la cina Domnului. E același lucru. E același lucru. Ei nu distingeau cina Domnului de mesele lor și asta spune Pavel. Mă, faceți diferență între mesele voastre și mesele noastre. Iar noi lipsind și ducându-ne la alte mese, facem exact același păcat. Nu distingem masa Domnului de masa noastră. Od, că nu mă duc la masa, las că am altă masă. Cu neamurile, cu familia, cu prietenii, cu nu mai știu cine. Este același păcat. Incapacitatea de a vedea Cina Domnului ca un lucru sacru, special, pus deoparte de însuși Dumnezeu. A neglija cina Domnului, indiferent de motive, este un păcat. Este un păcat. Și haideți să vedem. Lipsa de la cina Domnului este un păcat împotriva trupului Domnului Isus Hristos. Versetul 22 spune un lucru interesant. Ce n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu? Contrastul este între casa mea, unde trebuie să mănânc și să beau, și Biserica lui Dumnezeu, da? Și auziți întrebarea, sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Când cineva lipsește de la acest simbol sfânt pe care Dumnezeu l-a dat trupului Domnului Isus Hristos, nu unui grup de credincioși, ci trupului Domnului Isus Hristos, bisericilor locale ale Domnului Isus Hristos, lor le-a fost dat. Eu nu pot să iau cina Domnului cu jumate din biserică la noi acasă. Nu avem voie. Eu nu pot să iau cina Domnului nici cu toată biserica dacă ne întâlnim acasă ca să mâncăm mici. Nu am dreptul. Cina Domnului este dată bisericii Domnului Isus Hristos. Și el întreabă, disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Cum disprețuiau biserica lui Dumnezeu? Pentru că în biserică făceau lucruri care trebuiau făcute acasă la ei. Da? A lipsi de la cine este un păcat împotriva trupului Domnului Iisus Hristos. Este un dispreț a bisericii Domnului Iisus Hristos. Dacă eu mă duc să-mi cumpăr mașini, sau să mă întâlnesc cu mama, sau să fac cumpărături, sau să mă duc la caflă, sau să fac orice, în timp ce biserica e a cina Domnului, eu disprețuiesc trupul Domnului Isus Hristos. Și noi trebuie să învățăm odată pentru totdeauna, începând din spate de acolo de la frați, de la Ciprian, fratele Avram. Și până la fratele Sorin acolo, toți sunt Biserica Domnului Isus Hristos. Ei nu sunt ceea ce noi vedem în virtutea traiului lor pe pământul acesta. El este răscumpărat prin jertfa infinită a Domnului Isus Hristos. Este irelevant ce știi tu despre el. Este irelevant ce morți poți tu dezgropa despre trecutul lui sau altuia. Este irelevant. Ei sunt răscumpărați în jertfa Domnului Isus Hristos. A neglijat să fii parte cu ei la cina Domnului este un dispreț a trupului Domnului Isus Hristos, a bisericii locale. Neglijarea cinei Domnului este un dispreț a trupului Domnului Isus Hristos. Iar lucrul acesta nu rămâne fără urmări. Dacă zice, ce să mă duc eu sau cu sorin, las că știu eu despre ei. E ce spui tu. Isus Hristos a ales ca să-și verse sângele pentru el. Și asta e tot ce contează. Toate poveștile mele, toate Am auzit o grămadă de oameni care vorbesc. Că știu eu ce au făcut, că unde s au dus, că un... Unde... E irelevant ce știi tu. Eu trebuie să am optica lui Hristos. El ne-a făcut trupul lui în locul acesta. Pe unii ne-a luat dintr-o parte, pe unii ne-a luat din alta, pe unii cu un trecut. Pe un... Hristos a venit să răscumpere oameni sfinți. Hristos a venit să recupereze oameni perfecți, de ei a avut nevoie el. Nici vorbă de așa ceva. În al doilea rând, lipsa de la cina Domnului este un păcat împotriva sângelui Domnului Isus Hristos. Sângelui lui Domnul Iisus Hristos. Versetul 25 spune așa. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis acest pahar, este legământul cel nou în sângele meu. În sângele meu. Domnul nu spune simbolizează sângele meu. Deși noi știm că simbolizează. Dar el spune că este, tocmai ca să ne arate că există o conexie foarte apropiată între aceste simboluri și jertfa Domnului Iisus Hristos. Că atunci când eu stau la cine să spun, a, nu-i niciun fel de pronunț. Eu știu că ăsta nu-i sângele Domnului Iisus Hristos. Și o luăm oricum. Nu el spune, este sângele meu. De ce? Ca să-ți bagi mințele în cap că atunci faci un lucru sacru, special, sfânt înaintea lui Dumnezeu. Și a lipsi de la cina Domnului este un păcat împotriva sângelui Domnului Iisus Hristos. Și cine n-a apreciat jertfa Domnului Iisus Hristos? Romanii care l-au omorât. Iudeii care l-au dat pe mâna lor. Și noi credincioșii care lipsim de la simbolurile care arată jertfa Domnului Iisus Hristos. Care neglijăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu știu că el îmi spune, acesta este sângele meu. A, vezi de treabă. Eu mă pot duce la cumpărături acum. Este un păcat direct împotriva jertfei Domnului Isus Hristos. Împotriva sângelui Domnului Isus Hristos. Care nu-l aici, dar este simbolizat într-un mod special aici. Dumnezeu nu ne-a lăsat alte simboluri decât acestea. Iar a neglija înseamnă un păcat împotriva sângelui Domnului Isus Hristos. 3. Lipsa de la cine este o călcare în picioare a responsabilității noastre de a proclama Evanghelia. Mulți vreau să fie o mărturie personală pentru Domnul Isus. Fiți o mărturie personală pentru Domnul Isus. Ia auzi ce spune Pavel. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Învață de ei să vestești moartea Domnului. Înainte să zic, a, aș vrea să fiu mărturie pentru nu știu cine, vestește aici. Dacă eu sunt incapabil aici, fără să spun nimic, să iau din elementele astea și să vestesc moartea Domnului. Vreau să fiu mare misionar pe nu știu unde. Fals, greșit total. El aici ne cere în primul rând să vestim moartea Domnului. În fața unor altora, în fața prietenilor noștri sau cine mai vine aici. Aici trebuie să vestim în primul rând moartea Domnului Isus Hristos. Este obligatoriu să facem asta. Nu spune dacă vrem să vestim moartea Domnului. Zice, ori de câte ori faceți lucrul acesta, vestiți moartea Domnului. El nu ne propune. El nu ne sugerează. El ne poruncește să facem lucrul acesta. Să vestim moartea Domnului a lipsi de la cine este o călcare în picioarea responsabilității de a proclama Evanghelia, care în esență înseamnă moartea Domnului, Iisus Hristos. 4. Lipsa de la cina Domnului arată inconștiența noastră în ce privește dependența noastră absolută de trupul și sângele Domnului. Cât de dependenți credeți că suntem noi de jertfa Domnului Iisus Hristos? Fraților, fizic vorbind, dacă Isus Hristos n-ar fi plătit pentru noi și Dumnezeu n-ar fi amânat judecata în virtutea jertfei Domnului Isus Hristos, praf și pulmere ne-ar făcut, făcea într-o secundă. N-am avea aer, n-am mai bate inima o secundă, n ai mai clipi odată. Clipești în baza jertfei Domnului Isus Hristos, să-ți bate inima, puls în baza jertfei Domnului Isus Hristos. Nu există niciun motiv în universul acesta pentru care Dumnezeu amână judecata, decât ca să-și strângă tot ale, toți aleșii de pe pământ. Nu ca să le dea har general oamenilor necredincioși, nici vorbă de așa ceva. Ei vor fi în iad, Dumnezeu pentru noi a lăsat lucrurile acestea. Pentru noi și ca să strângă toți aleșii de pe pământ. Cum a rânduit el să-i mântuiască de-a cursul timpului. A lipsi de la cina Domnului arată inconștiența noastră de dependența noastră absolută de trupul și sângele Domnului. Eu când vine aici spun, Doamne, și după atâția ani de pocăință, după 40 de ani de pocăință, eu știu ce am făcut săptămâna asta. Eu știu cum am vorbit cu nevasta. Eu știu cum am purtat. Eu știu cum am trăit, cum am gândit, ce ticălos, ce mizerabil sunt. Eu nu sunt vrednic, predicator, să vă dau vouă cina. Nu sunt. Nu sunt vrednic nici să vă spun lucrurile astea. Nu suntem vrednici. Eu nu sunt. Poate dumneavoastră sunteți. Eu nu sunt. După o zi din viața mea, nu sunt vrednic să iau nici, o fărmitură din cina Domnului. Pentru că, dar depinde în totalitate de ea și vin și spun, asta spun la cinea Domnului, nu că ești vrednic. Sunt total nevrednic, Doamne. Și vrin să arăt lucrul ăsta public tuturor fraților mei. Sunt nevrednic, da, de asta iau, că sunt nevrednic. De asta mă ridic în picioare. Mă ridic în picioare judecat. Vinovat, condamnat, de asta m-a ridicat. Eu mă ridic primul. Eu sunt primul vinovat de aici. De asta vin din nou să arăt că am nevoie, că supraviețuiesc numai prin ea. Și dacă am viață din că să este un har enorm al lui Dumnezeu a nu veni la cina Domnului arată inconștiența noastră de dependența noastră absolută de Dumnezeu. Absolută de jertfa Domnului Iisus Hristos. Fizic, dar în minte spiritual. Gândește-te la lucrul acesta. Cum poate Dumnezeu să-ți ierte atâtea ticolășii pe care le-ai făcut timp de 20 de ani sau 5 ani față de soția ta? Atât. Cum poate să-ți ierte Dumnezeu atâtea ticolășii pe care le-ai făcut față de copiii tăi? Atât. Cum poate să-ți este Dumnezeu atâtea gânduri, atâta mizerie, tomberoane adunate? am putea înconjura pământul dacă s-ar scrie numai gândurile noastre murdare. Cum poate El să le ierte? În baza jertfei Domnului Isus Hristos. Nu există niciun alt răspuns. Niciun alt răspuns. 5. Domnul Isus Hristos spune în versetul 24 așa. Auziți, imaginați-vă că Domnul Isus Hristos este în mijlocul nostru și imaginați-vă o realitate. Că noi nu-l vedem. De asta vă spun să vă imaginați. Nu să vă imaginați un lucru care nu-i adevărat. Să vă imaginați o realitate, da? Domnul Iisus este în mijlocul nostru și imediat însuși Domnul Isus Hristos prin slujitorii pe care El l-a lăsat în biserică ne va spune fiecare dintre noi fiecare din, dintre noi în felul următor. Luați! Mâncați! Păi noi hoianărim în lume. Cui spune Hristos? Cum era dacă în loc de 12 ucenici sau de 11 ucenici erau doi. Luați, mâncați! Eu vreau să vă dau tuturor, dar luați mâncați, ei nu sunt. Ei hoinerez, dar pune pe Petru. S-a dus să-și ascută sabia. Pe un asta, sunt și repare mrejele. Păi nu a avut altă dată timp. Păi nu, că mâine lucrează de dimineață. E foarte obosit. Păi unia este S să întâlnească cu un prieten de lui, că au venit din nu știu din prin Siria, să întâlnească cu el. Lasă că poate să ia cina Domnului anul viitor. Ce asta? Cum ar fi Hristos să spună, luați, mâncați și noi merim prin lume, pentru toate motivele noastre. Oricare ar fi ele în comparație cu chemarea Domnului Iisus Hristos. Nu al lui Sorin, nu al lui Andrei, nu al lui Mihai, al lui nimeni altcineva. Iisus Hristos însuși ne întinde elementele care arată jefa lui pentru noi. Și ne spune, luați, mâncați. Și noi nu-l auzim, că noi hoinărim pe lume. Și umblăm cu problemele noastre, cu ideile noastre. Este un păcat împotriva chemării Domnului Isus Hristos. Este un păcat direct împotriva prezenței personale a Domnului Isus Hristos în adunare. Reverența mea în adunare, în locul acesta, nu depinde că noi ne prețuim foarte mult unii pe alții, să dea Dumnezeu să ne prețuim, ci depinde de faptul că noi conștientizăm că Isus Hristos este aici. Și nu este Isusul pe care l-au scuipat ei. Ascultați-mă. Nu este Isusul pe care l-au ei. Știți care Isus este? Isusul înălțat în glorie pe care l-a văzut Ioan când a stat cu capul pe pieptului și când l-a văzut pe Isus. În toată splendoarea lui și gloria lui. Jos la pământ, ca mort. Ioan. Acel Iisus este acum aici. Asta este convingerea mea absolută. Și acel Iisus, El ne întinde prin mâinile mele. El ne întinde elementele acestea. Și spune, luați, mâncați. Trebuie să înțeleg că e un moment solemn. E un moment solemn. De asta mureau unii la cina Domnului. De ce mureau? Că însuși Domnul Iisus Hristos, care este un foc mistuitor, că El este Iahve, el este Jehova, El este Dumnezeu tot puternic, pe care l-a văzut Isaia. Ioana asta spune, că pe El l-a văzut pe Iisus. El îi omora la cina Domnului, pentru că își băteau joc de jertfa Lui și își disprețuiau chemarea Lui. El spune, luați mâncați, unde suntem noi ca să răspundem chemării Lui. Este un păcat împotriva chemării Lui a lipsit. 6. Este un semn de nepocăință, un refuz al cercetării de sine. Foarte interesant. Noi trebuie să ne pocăim zilnic. Dar Biblia ne spune că la cina Domnului este un moment personal, special, de cercetare de sine. Asta spune Sfânta Scriptură. Versetul 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, dar nu cercetăm pe alții. Eu zic, bă da, și sora o e acina. Cam am auzit că mi-au că nu știu ce. Aia nu-i treaba mea. La cina Domnului. Aia nu-i treaba mea la cina Domnului. Fiecare, Ah, că cineva s-a sub disciplina bisericii, asta este cu tot altceva, da? Fiecare să se cerceteze dar pe sine. Și nu zice, în urma evaluării să stea jos. În Biblie nu scrie nicăieri așa ceva. Și așa, cum? Așa. Cercetându-se și așa să ia, așa spune Scriptura. Eu vă citesc din Biblie. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, da? A nu face acest lucru, noi știm că la cina Domnului este un moment de cercetare, a nu veni la cina Domnului înseamnă a refuza pocăința, a respinge cina Domnului, frați și surori. Este un lucru grav, este un lucru grav. Înseamnă să resping o metodă principală a lui Dumnezeu de evaluarea noastră. O metodă principală a lui Dumnezeu în care într-un fel Dumnezeu ne prinde la colț și spune cercetează-te. Că se spune de fiecare dată. Cercetează-te Andrei. Cercetează-te Diana. Cercetează-te Cristina. Acum cercetează-te. A domnului mă cercetează în fiecare zi. Nu acum cercetează Înainte să iei cina Domnului. Pentru că de asta atârna o judecată asta pe care o voi face în dreptul tău. Ior... Sustr dacă mă dau înapoi și nu vin la cina Domnului, ăsta este un semn de nepocăință. Un refuz al cercetării de sine. Cum te cercetezi tu prin cina Domnului? Că așa a vrut Dumnezeu dacă tu nu vii la ea. Eu pot să inventez o fel. Dacă eu mă cercetez singur, că stau acasă și citesc Biblia, aia povești nemuritoare. Spui cum vrei tu așa ceva. Când tu refuzi un decret Dumnezeu, când spui tu că te cercetezi pe tine însuți. Nu știu unde. Nu? Dumnezeu aici vrea. Eu când văd lucrurile acestea, este un sentiment special care încopleșește toată ființa, din cap până în picioare mă atinge. Așa hotărâi Dumnezeu, așa așa Dumnezeu acest cadru de cercetare de cina Domnului, că așa a vrut El. Așa a vrut Dumnezeu. A lipsi este un semn de nepocăință și un refuz al cercetării de sine. De aceea este grav să lipsim de la cina Domnului. Șapte. Lipsa de la cina Domnului este o așezare pe terenul lumii necredincioase. Cu ce să distinge lumea necredincioasă de biserică? Nu prin moralitate, în primul rând. Să fim sinceri. Nu prin moralitate. Dacă citești Corint, epistola către unul corinteni, să dădeau în judecată, să îmbătau. Uh, unul treia cu nevastă. Așa erau mai... Pavel spune la un moment dat. Păi la voi e mai grav ca la, ca la necredincioși. Ce îi distingea pe ei? Epistola așa începe, către sfinții din Corint. Care? La care sfinți te referi? Și Pavel nu spune, faceți o separare în adunare, numai o parte ea, elita să ia cina Domnului. Numai aia care e nici să ia cina Domnului. Nu să se cerceteze și așa, fiecare să ia cina Domnului. Cum ne scrie Pavel lucrurile acestea? Distinția dintre noi și lume, frați și surori, este că noi avem jertfa Domnului Isus Hristos, lor rămâne judecata. Cine nu-i sub jertfă, e sub judecată. Sunt doar două opțiuni. Ce spune Pavel în Evrei, capitolul 10? Dacă am primit cunoștința adevărului și păcătuim cu voia, nu mai rămâne nici o jerfă. De ce? Că e una singură. De cât așteptarea înfricoșată a judecății. Ori jerfă, ori judecată. A refuza cina Domnului care arată jerfa Domnului Isus Hristos înseamnă să ieși pe terenul lumii necredincioase. Una dintre principalele metode de disciplinare în adunare este scoaterea afară de la cina Domnului. Pe tu când te-ai scos tu singur de la cina Domnului, tu arăți că ești un necredincios al lumii ăștia. Asta arăți. Asta este una, una, dintre principale metode de disciplinare când cineva nu se pocăiește. El arată că nu beneficiază din jertfa Domnului și îl scoți de la cina Domnului. Atâta de serioasă e chestiunea asta. A face eu singur lucru ăsta înseamnă să mă scot pe mine însum pe terenul lumii necredincioase care e fără jertfă. E sub judecata lui Dumnezeu. Uitați ce spune Pavel în 31 și 32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți cu lumea. Îi pedepsea pe ea la cină. Vedeți? Ne judecă Dumnezeu ca să nu fim osândiți cu lumea. Este o judecată a fraților, a credincioșilor și o judecată a lumii. Păi când eu ies din mijlocul cu fraților, ca să nu mă judece Domnul aici în adunare, eu am parte de o altă judecată. Singura judecată care a mai rămas e judecata lumea, usând a lumii. Dumneavoastră înțelegeți cine a Domnului cina, a refuzat cina Domnului, a lipsit de la cina Domnului, a neglijat cina Domnului, înseamnă să mă așez singur pe terenul lumii necredincioase, care nu-i sub binecuvântarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Peste care nu plouă această ploaie binecuvântată a mântuirii care vine din jertfa Domnului Iisus Hristos. 8. Lipsa de la cina Domnului este o așezare sub disciplinarea corectivă a lui Dumnezeu. Da? O invitație a nuielii lui Dumnezeu. Ia zis ce spunem. 29 și 30. Că și cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Dacă nu distinge că jertfa Domnului e ceva special. Că masa Domnului e ceva unic. Păi dacă eu nu vin la cina Domnului, tocmai asta spun. Nu e ceva special asta. Am altă masă de luat, am altă afaceri de făcut, am alte întâlniri mai importante, am altă treabă de făcut. Asta spun. Spun că treaba mea nu e la fel de importantă ca cina Domnului. Nu doar atât. Spun că e mai importantă decât cina Domnului, pentru că eu mai pot amâna o lună. Ca să iau cina Domnului. E mai importantă decât asta, da? Și nu deosebe sau nu disting, nu separ cina Domnului de tot ceea ce există. Domnule, când aud de cina Domnului, spun orice plan încetează. Este ceva deosebit, unic, special, datorită a ceea ce simbolizează și datorită a ceea ce ni se dă nouă spiritual în momentul în care participăm la cina Domnului. Da? A nu deosebit trupul Domnului și dacă ești credincios, se va întâmpla următorul lucru, versetul 30. Din pricina aceasta, că nu deosebeau masa Domnului, că nu deosebesc masa Domnului din mașina pe care eu trebuie să mi-o cumpăr. Masa Domnului de mersul la Kaufland la cumpărături, masa Domnului de mersul la metro, masa Domnului de întâlnirea cu prietenii, masa Domnului de orice vreți dumneavoastră. De afaceri care trebuie să o fac acum, că o pierd, pierd eu. Pierd eu. Dacă nu disting, dacă nu deosebesc masa Domnului de toate celelalte lucruri, au zis, din pricina aceasta, că nu deosebeau trupul Domnului, sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțini Dumnezeu omora în între ei. Dumnezeu a început să omoare între ei. Pentru că nu deosebeau, nu distingeau, nu separau masa Domnului. După aia plângi. Că mi-e greu, că m-a bătut Dumnezeu, că nu știu ce s-a întâmplat, că mă simt nu știu cum, frate. Care e relația ta cu masa Domnului? Cu cine Domnului? Să-ți întinde. Ia să o dacă stai și te gândești o blasuie, Dumnezeu îți întinde el masa prin Fiul lui Isus Hristos. Și spune, veniți și mâncați, luați și mâncați. Doamne, am o afacere făcut. Am o treabă determinată, Am niște prieteni buni cu care trebuie să mă întâlnesc, că nu știu cât timp sunt în țară. Vă, vă imaginați ce spunem? Am nu spunem asta cu glas tare. Eu nu mă rog pentru nimeni ca Dumnezeu să-i când îți de la masa Domnului. Pentru niciunul. Nu mă rog. Cum se binecuvânteze? Cum se Dumnezeu? Cu nuiaua! Cu nuiaua, cu jorda să-i binecuvânteze. Cum se binecuvânteze altfel? Când Biblia spune, în revelația biblică îmi spune altceva. Spun, Doamne, tu ești o cam intolerant. Nu? Sau ce spunem noi? Lipsa de la masa Domnului este o invitație a disciplinării corective a lui Dumnezeu. O invitație nu ele lui Dumnezeu. Nouă. Lipsa de la cina Domnului trădează orbirea noastră spirituală. Ne fiind incapabili să deosebim jerfa Domnului de orice altceva care există în lumea aceasta. Vă citesc din nou. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui Isus. Dar problema era, spune de ce se întâmplă lucrul ăsta. Dacă nu deosebește trupul Domnului. Fraților, asta este un semn de orbire spirituală. E un semn de orbire spirituală. Nu totală, că mulți dintre ei sunt credincioși. De asta Dumnezeu omora și disciplina, că erau credincioși. Erau copii al lui Dumnezeu. De asta arată o orbire parțială. Credinciosul pe care mulți dintre noi o suferim din păcate. Mulți dintre noi o suferim din păcate. De asta Apostol Pavel se roagă în Efeseni, după ce prezintă acel tratat extraordinar al mântuirii noastre din veșnicie începută de Domnul Iisus Hristos, făcută în persoana Domnului Iisus și aplicată de Duhul Sfânt, după aceea spune și mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să ți se deschidă mintea. Roagă-te când vii la cina Domnului. Doamne, Tu nu ne-ai dat un simbol degeaba. Tu nu ne-ai dat degeaba această icoană închipuitoare. Tu nu degeaba ne spui că la cină ne facem părtași cu sângele și trupul Tău. Deschidem ochii să văd și eu lucrarea minunată pe care ai făcut-o. Deschidem ochii să văd frumusețea jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu mă lăsa să vin ca un robot aici. Și să mănânc, pur și simplu, din lucrurile astea, fără să văd frumusețea ta. Deschidem ochii să văd, ca să trădează orbire spirituală. Dacă, dacă cea mai mare lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în univers nu mă mișcă, ce te-o mișca, frate? Ce o să te miște pe tine? Dacă pe tine nu te poate face să vii la adunare, nici măcar masa Domnului, care simbolizează cea mai grozavă lucrare din univers, ce crezi că o să te tragă aici? Cafeaua care o dăm noi? Pizza care o dăm? Socializarea? Muzica? O să -ți blasfemii, blestevății. Dacă asta nu mă atrage, nimic n-ar trebui să mă mai atragă. Nimic. Absolut nimic. De aceea cina Domnului este centrală pentru adunare. Ea descoperă dacă noi suferim de orbire spirituală. Ea descoperă dacă ochii noștri sunt luminați de Duhul Sfânt. 10. Cina Domnului, lipsa de la cina Domnului, este un păcat împotriva noului legământ pentru că refuzăm singurele semne vizibile ale noului legământ. Ce semne ne-a lăsat Dumnezeu? Evreilor le a dat sabatul, zicea să fie un semn între mine și voi. Ce semn ne-a dat Dumnezeu nouă? Ia, zice, ce spune Hristos. După ce a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Ar trebui obligați toți frații și toate surorile, toți membrii unei biserici să citească de câteva ori pe an tot regulamentul Vechiului Testament. Și după aceea să-i aduci la cina Domnului. Și să spui. De ce eu trebuie să citeți? Că ăla au fost vechiul legământ, tată. Că ăla au fost vechiul legământ. Cine nu împlinește tot, blestemat. Cine nu împlinește tot. Și să, să înțelegem că aveam aceeași, dacă Dumnezeu făcea cu noi biserica, același lucru pe care l-a făcut cu Israel, cu Israel, eram deja din exil, nu de 2000 de ani. După 30 de ani așa de slabi suntem. După 30 de ani eram în exil de la toți. Dacă Dumnezeu rostea peste noi aceleași blesteme pe care le-a rostit peste poporul lui Israel, dacă nu respectă Constituția Vechiului Legământ, de mulți eram în exil, de mulți eram, de, eram împrășteați pe toată suprafața Pământului, de mulți ne pierdeam mântuirea, nu odată! Dacă ne-ar da în fiecare zi, în fiecare zi o pierdeam. Prin cina Domnului proclamăm nou legământ. Oa un alt mod al lui Dumnezeu prin care ni se adresează nouă. Un alt mod total diferit prin care Dumnezeu lucrează cu noi, vorbește cu noi, relaționează cu noi. În alți termeni. De ce? Datorită jertfei Domnului Isus Hristos. Datorită temeliei noului legământ care este sângele Domnului Isus. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Acest legământ cel nou s-a făcut, s-a întemeiat, s-a așezat în sângele Domnului Isus Hristos. S-a strig... schimbat modul nostru de relaționare la Dumnezeu datorită sângelui Domnului Isus Hristos. De asta nu ni se pune azi legea în față, ci ne se pune cina Domnului în față. De asta nu se face o evaluare la cina Domnului a cât de bune am fost. Ce performanțe spirituale am arătat săptămâna asta sau luna asta ci la cina Domnului se spune despre performanțele Domnului Isus, despre succesul absolut al Domnului Isus, despre eficiența Domnului Isus Hristos, despre sfințenie, dar nu a noastră, ci a lui Isus. Despre performanțele lui, nu ale noastre. Despre vrednicia lui, nu a noastră. De ce? Că s-a schimbat legământul. Și acum mi se dă opțiunea, porunca, decretul, ca prin aceste simboluri să proclam noul legământ și eu ce fac? Neglijez? Neglijez. În penultimul rând. Lipsa de la cena Domnului este o privire în chip nevrednic a jertfei Domnului. Mulți întreabă, ce este asta să iei în chip nevrednic? Ce înseamnă Domnul să iau în chip nevrednic jertfa Domnului? Păi dacă vă gândiți la ce făceau corintenii, corintenii se îmbătau la cina Domnului. Cu alte cuvinte, Pavel, ce spune Pavel? Dacă ați înțelege ce este cu adevărat cina Domnului și ce simbolizează ea, adică cea mai mare lucrare făcută de Dumnezeu în Univers, dacă ați înțelege lucrul acesta, atunci ați vedea vrednicia jertfei Domnului. A mă apropia în chip vrednic înseamnă a sesiza aici, este o masă specială. A observa, a concluziona, a deosebi masa asta de orice altă masă. Jerfa simbolizat aici de orice altă jerfă. Pe cel care a făcut lucrarea aceasta de orice altă persoană, îl deosebesc, îl pun într-o categorie aparte. Toate persoanele într-o categorie, Iisus în alta. Toate jerfele într-o categorie, Iisus în alta. Toată sfințenia din toate timpurile, de pe toată suprafața pământului, de o parte Iisus, sfințenia lui în alta. Toți oamenii care au murit vreodată într-o parte, moartea Domnului Iisus Hristos în alta. Toți martirii creștini într-o cutie, Iisus Hristos într-una total deosebită. O deosebim. O privim într-un chip vrednic. Asta înseamnă să vii vrednic. Să înțelegi ce este cu adevărat jertfa Domnului. A lipsi de la masa Domnului înseamnă să înseamnă că privești în chip nevrednic gerfa Domnului. Nevrednic gerfa Domnului pentru că refuz cel mai mare avantaj care ți se dă. Dacă în biserica asta nu s-a spus de atâtea ori, în biserica asta, că nu vin în baza vredniciei tale, și dacă în biserica asta nu s-a explicat că a veni în chip vrednic înseamnă de fapt a vedea vrednicia lui, nu a ta, atunci în care biserică s-a spus din țara asta? Și în ciuda faptului că în majoritatea adunărilor din țara asta se spune să se ridice cei vrednici. Și ei se ridică sub, pentru judecata lor, pentru că să predică o evanghelie farsă, exact la cina Domnului. Că ar trebui să spună exact evanghelia curată, liberă. Domnule, e prin sânge, e prin har, prin credință oameni buni. Acum ne-am trezit la cina Domnului. Nu acolo continuă, cu vechea evanghelie farsă, legalistă. Dar în adunarea asta se spune, domnule, nu vii în ta. Și ar trebui să spui, toți ne ducem acolo la ăștia. Că acolo nu numai prin jertfa Domnului Iisus, e numai prin har. Aleluia! Acolo ni se spune clar, el e vrednic să-l priviți pe el vrednic. Așa ridicați vă zic că toți vrem acolo să ne ducem să luăm cina. Și cei care sunt din adunarea asta pleacă de la cina Domnului. Asta înseamnă să iei cina Domnului în chip nevrednic. Refuzând-o, dându-o la o parte. Zici un păcat împotriva cinei Domnului, care nu rămâne nepedepsit. Eu nu fac niciun fel de profeție acum. Eu vă citesc din Sfânta Scriptură. Înseamnă să nu vezi caracterul special, unic al cinei Domnului. Și în final, Lipsa de la cina Domnului întârzie zidirea spirituală. Eu în seara asta trebuia să vă predic pe evrei. Pe evrei vreau să predic. Dar o singură persoană care lipsește din această adunare îmi face inima să plângă. Eu nu sunt lacrimogen. Eu nu vreau să mă plâng înaintea dumneavoastră. Dar pe fiecare dintre dumneavoastră ar trebui să vă doare când un singur mădular din trupul Domnului Isus Hristos Lipsește de la cena Domnului. Pe fiecare dintre dumneavoastră. Predica asta a fost pentru dumneavoastră. Și trebuie să spun, dar trebuia să predic la ea care nu a venit. Nu e pentru dumneavoastră. Și pentru mine. Pentru fiecare dintre noi. Ar trebui să ne doar să-i smulgem cu spune Biblia. Cad din foc! O, dacă nu vrea să vină! Cad din foc să-l smulge! Vine, frate! Nu se poate! Stai aici lângă mine! Aici să te cercetezi, Domnul! Aici să te miște, Domnul! Păi dacă nu. nu -i... Eu am responsabilitatea să-l aduc. Eu am responsabilitatea să-l țin lângă mine. Pe mine și pe el nu mai mă unește o mărturisire de credință calvinistă. Pe mine și cu el suntem uniți prin jerfa Domnului Iisus Hristos. Pe mine nu predestinarea mă unește. Mă unește, el nu știe. Altul, poate nu crede nu știu ce eschatologii sau nu știu ce povești nu crede. Pe noi ne unește jerfa Domnului Isus Hristos. Asta ne unește. Adevărul despre lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Noi suntem mai răi decât corintenii, fraților. Ăștia se îmbătau la cine, noi nu mai venim. Nu este mai răi decât, cine, decât corinteni. Pentru corinteni nu exista opțiunea să nu vină la masa Domnului. Ascult, vă citesc din textul acesta. Ia zi ce spune. Versetul 17. Pentru că vă adunați la oaltă. El nu scrie pentru că nu mai vă adunați la oaltă. Versetul 18. Ca atunci când veniți la adunare. Nu, nu spune că atunci când nu mai veniți la adunare. Versetul 20. Când vă adunați dar în același loc. Versetul 21. Fii ca atunci când stați la masă. Pentru ei de patru ori spune, pentru ei nu era opțiunea să nu se ducă. Răi cum erau, păcătoși cum erau, imoral cum erau unii dintre ei. Să dezbinau, să mă... Domnule, erau acolo la cina Domnului toți împreună. Păi să îmbătau împreună. Să certau împreună, de stăteau împreună. Și când e mai grav într-o căsătorie, nu când soțul și soția. Zice, a, noi ne certăm. Oare cum ar fi la frața aia la alții? bine că se ceartă și sunt împreună și au rămas împreună. Nu cearta i bună, dar au rămas împreună. Când nu mai ai cu cine te certa și stai singur în fața zidului, unii nevasta mea, s-a dus cu altul poate. Atunci e tragedia. Atunci e tragedia. Când nu mai are nevasta la cine să strige, că o plecat la altul. Atunci e tragedia. Nu tragedia că stăm și ne mai înghiontim unii cu alții. Tragedia e că nu mai ai cu cine te înghionti în adunare. Aia e tragedia. Când au plecat, când s-au prăștiat oile. Acolo e tragedia fraților. Oamenii ăștia erau împreună. Eu în loc să predic în seara asta pe evrei, trebuie să vă mustru. Sau să ne mustrăm unii pe alții, prin cuvântul Domnului. Și să, ne, și să, prevenim acest drac, că e un drac în țara asta, care o cuprins toate bisericile, Domnule. Dacă vin dimineața, jumate nu mai vine seara. Nu știu ce demon a furisit ăsta și spurcat, că reușește, Domnule, să-i convingă pe credincioși. O venit dimineața, ajunge tată. Deci nu vorbim de serviciu din timpul săptămânii. Cum lucrează de noapte, de zi, sau cum mai lucrează ei? Au multe scuze. Nu, domne! Satana l-a făcut. În alte biserici total diferit. Să duc seara și nu vin dimineața. Eu nu știu ce, ce demon întunecat care reușește să prostească mințile creștinilor. Și demonul ăsta specializat pe cina Domnului. Normal că nu i-o place cina Domnului. Doar nu credeți că diavolul a jubilat aici de bucurie când noi luăm masa Domnului. Când proclamăm cu bucurie, nu noi suntem vrednici, ci El este vrednic. Când călcăm în picioare minciunile Lui, acuzațiile Lui. Și dacă în adunarea asta nu se face lucrul ăsta, unde se face? Spuneți-mi dumneavoastră. Unde se face? Unde se face? Lipsa de la cină întârzie zidirea spirituală. În loc să ne focalizăm asupra lucrurilor, Apostol Pavel, sunt sigur că ar fi scris altceva din, în loc de capitolul 11. Dar problemele mari pe care le generau oamenii ăștia exact acolo îl face să scrie și în capitolul 10 despre cina Domnului și în capitolul 11 despre cina Domnului. Haideți să în seara aceasta fiecare dintre noi să înțelegem că suntem într-un moment extraordinar de special. Extraordinar de special. Suntem într-un moment în care Dumnezeu ne cheamă să ne evaluăm pe noi și ne, ne, cheamă să ne evaluăm în mod special în privința ceea ce facem față de masa Domnului. În privința ceea ce facem față de frații Domnului Isus Hristos. Asta mi se cere. Nicăieri în 1 Corinteni 11 nu spune să-ți analizezi păcatele din săptămâna asta. Analizează-le, frate, dar analizează în fiecare zi că dacă mă odată pe lună faci lucrul ăsta, mă tem că ești apostat. N-ai nicio treabă. Nicăieri nu, Corinteni 11, nu spune să te analizezi pe tine cum, ce păcate ai făcut tu singur când ai fost în lume. Nu spune în 1 Corinteni 11. În 1 Corinteni 11 se vorbește despre două păcate. Păcat făcut față de cina Domnului și păcat făcut față de frați. De ce? Pentru că asta arătăm la cina Domnului. Zice Pavel, când luăm dintr-o pâine, noi toți care suntem un trup, unul singur, Asta arătăm prima masa Domnului. Întâi arătăm despre trupul Domnului Isus care a fost frânt și în al doilea rând arătăm despre unitatea copiilor lui Dumnezeu în adunarea locală și în trupul universal al Domnului Isus Hristos. Asta trebuie să mă analizez. Care este, care este atitudinea mea față de frații mei? Care este atitudinea mea față de frații mei? Cum îi văd eu pe frații mei? Îi văd eu în lumina a ceea ce simbolizăm acum aici? Și în al doilea rând, care este atitudinea mea față de masa Domnului? S-ar putea că vii de fiecare dată la masa Domnului. Cum vii la masa Domnului? Cum apreciezi jertfa Domnului? Cum deosebești? Haideți, luați-vă un moment acum și încercați, cu mintea procesați lucrul ăsta. Jertfa Domnului este deosebită, este unică, este specială. Cina Domnului care simbolizează această jertfă este unică, este deosebită, este specială, este întinsă înaintea noastră de însuși Fiul lui Dumnezeu. Ea simbolizează cele mai importante realități care sunt predicate oriunde în lumea asta, în vreo biserică adevărată a Domnului Isus Hristos. Când mă apropii, este o masă sfântă pusă, pusă deoparte de însuși Domnul Isus Hristos. El cu mâinile sale sfinte, străpunse, prezentă în mijlocul nostru, astăzi ne -o dă să ne hrănim din ea. Și în același timp, în credință, să ne hrănim din jerfa lui. Să beneficiezi încă o dată. Să te noiești încă o dată prin lucrarea lui ispășitoare. Dumnezeu să ne deschidă mintea, să ne deschidă sufletele în seara aceasta. Să-i din mintea noastră în tunericul prin puterea Duhului Sfânt. Orice concepție greșită despre copiii Domnului. Orice concepție greșită despre masa Domnului. Să ne deschidă mintea, să o apreciem așa cum este ea. Deosebită, specială, unică. Să o valorificăm. Să plângem de bucurie dacă trebuie. Să ne bucurăm înaintea Domnului dacă trebuie. Să strigăm de bucurie înaintea Domnului. Că este o lucrare unică, specială, deosebită. Oamenii ăștia care vin de la kilometri km sau rușine. O rușine numai pentru cei care lipsesc de aici. O rușine pentru mulți alți credincioși din țara asta. Care nu se trezesc din pat de acasă să vină până la adunare. O rușine. Trebuie să valorificăm corect această lucrare a Domnului Isus Hristos. Și haideți, după, după acest mesaj încurajator, puteți să vă dați centurile jos. Să procesăm, să ne gândim, să iubim, să contemplăm, să privim lucrarea Domnului Isus Hristos să intrăm într-o atitudine potrivită față de ceea ce a făcut pentru noi. Să te gândești, Doamne, ce mare har îmi faci. întinzi din nou masa înaintea mea. Asta este masa pe care el o întinge înaintea noastră, într-un fel făcând ciudă tuturor potrivnicilor noștri. Ce te poate despărți pe tine de jertfa Domnului Iisus Hristos? Nimic. Nimic. Cine poate ridica pură împotriva noastră? Mulți pot să ridice. Dar eu am ceva în spate. Am ceva puternic. Am ceva solid. Sub picioarele mele care este lucrarea Domnului Isus Hristos. Stânca mea este Isus, în jerfa Lui ispășitoare, adusă pentru mine. Să celebrăm cu atitudine corectă Dumnezeu să ne avute la lucrul acesta. Amin.